Salutare dragii mei și bine ne-am reîntâlnit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică cripto la un nou video Vestea bună este că m-am apucat, adică m-am ținut de promisiune și am postat primul sau al doilea Reels sau video scurt Sper să-l vizionați, să-l urmăriți și dacă Doamne ajută prețul urmează analiza mea așa cum am făcut-o aici iată că deja am fost văzut 240 de vizionări ceea ce mă bucur deocamdată anterior au fost 400 de vizionări sper să vă placă dacă vă place scrieți-mi în comentarii dacă doriți ceva anume scrieți-mi o să urmăresc și astfel de uh, să fac astfel de analize fie pe graficul daily fie dacă vreți pe o intrări pe uh, o oră, pe 4 ore doar să îl scrieți și o să fac și eu mă conformez astăzi pentru voi, a, și apropo, astăzi am postat un, o recenzie a unei persoane care, a un membru care a terminat programul meu de mentorat, fi trader de succes, vă invit să-l vizionați, nu vă ia decât o oră, 54 de minute din viața, pardon, un minut și 54 de secunde din viața voastră să îl urmăriți, precum și restul de Recenzii pe care cei care au finalizat programul meu de mentorat, și uh, voi îl știți, o să specific și în timpul acestui material video. Deci, vizionați! Bun! Pentru voi, astăzi am pregătit uh, BNB-USD, și analiza o fac imediat. Graficul e destul de frumos. imediat vă și arăt într-o primă fază da, punem culoarea verde așa cum v-am obișnuit și aici mai punem noi un 1, 2, 3, 4, 5 imediat am și terminat Hai, puiu, mami da? Obligatoriu schimbăm culoarea să nu-i confundăm, punem și schimbăm și gradul, mărim. Cam așa ar fi evoluția acestui Binance Coin, da? Pe, pentru acest an, dacă vreți, urmăriți această analiză. Aici, o secundică mică, mică. Hai să facem așa, da? și observați că prețul pe graficul daily se află în range, se află închis în ghilimele între aceste două linii convergente, dar la un moment dat cândva prețul ar trebui să spargă această zonă, să urce, să mă închidă mie acest subval 5 din valul 3, evident că ar fi și posibilitatea pentru că așa este nimic, nu este bătut în cuie, Prețul poate să coboare și apoi să urce. Vom vedea care din cele două scenarii va alege piața să -mi închidă fie aici, fie aici, valul 3 din 5. Da? Deci, dacă din această zonă prețul nu coboară și nu are voie să coboare sub această zonă, unde aici ar putea ca prețul să urce, dar dacă coboară trece de acest minim și acest minim, se oprește undeva aici, poate pentru unul dintre voi. Este și mai bine că căci cu cât cobară prețul, cu atât mai mult va, sau mai mare va fi creșterea și implicit dragi mei profitul din buzunarele noastre. Deci așteptăm reacția prețului la una din cele două variante pe care prețul îl va alege. Când se va opri din această somnolență. Da? Se vede foarte frumos această zonă de mișcare laterală. Bun. Da? Suntem pe graficul de edit. Deci așteptăm cu minței una din cele două variante. Ce este foarte important să știți, uh, sau eu vă recomand, dragii mei, să învățați analiză tehnică, pentru că nici nu aveți idee cât de ușor este să câștigi bani pe cripto, nu neapărat pe cripto, dar fiind uh, canalul de cripto, vă uh, recomand să învățați analiză tehnică pentru a câștiga în fiecare zi bani atât din trading cât și din investiții inteligent intrat. Da? Să știm când să intrăm în piață și în cadrul programului meu de mentorat eu vă învăț acest lucru. Și apropo de program, nu insist prea mult că foarte mulți dintre voi îl cunoașteți pe site-ul meu analiza tehnică la zi. Veți avea acest link și în comentarii. Dacă și numai dacă ești ferm hotărât, îți dorești și ai pasiunea, îți place să tranzacționezi și vrei, cel mai important lucru, vrei să câștigi bani din trading, fie din trading, fie din investiții, te invit să vizionezi această pagină și să apeși pe acest buton pentru a te întâlni cu mine la o consultanță gratuită, atenție, da? Apeși din nou pe, această, pe acest butonaj vei vedea câteva zile libere în care eu am programări, să spunem că azi e joi seara, mâine poate nu, sau poate hai spune mâine seara poți la ora, nu știu, 20, ai selectat ora pe care tu o vrei, apeși pe butonul Next și aici completez datele tale, da? pentru ca să pot primi, poți primi pe e-mail link de conectare, apeși pe acest buton, da, programează evenimentul și, opa, da, nu am completat și atât. Trebuie să faceți și veți primi pe e-mailul vostru linkul de confirmare și un e-mail de, în care aveți linkul. Da? Ne întâlnim, discutăm, dar vă rog să fiți serioși. Dacă, Doamne, ferește, apare o ceva neprevăzut, nu este nicio problemă, dar măcar anunțați-mă că întâlnirea nu mai are loc ca să îmi fac și eu timpul că este foarte, foarte limitat și la mine și evident că îmi doresc doar acei oameni cu care să pot lucra 6 luni de zile. Nimeni în România nu stă 6 luni de zile. Toți pe care vedeți pe internet îți vând un curs online, l-ai cumpărat și vaia con du-te cu Domnul. Nu-ți răspunde la telefon, nu te bagă în seamă, nu răspunde la e-mail dacă ai o neclaritate cu mine, zi de zi, stai 6 luni de zile și îți răspund la orice întrebare, analizăm orice grafic și te învăț cum să tranzacționezi, să câștigi bani. Da? Dar, repet, am nevoie doar de oameni hotărâți, determinați să facă o afacere din trading, din confortul casei să câștige bani sau cu laptopul în vârf de munte sau vine acuși vara, soțiile, prietenii, iubitele merg la plajă și voi vă mai uitați cu un ochiad pe grafic și ați făcut setări și ați plecat și voi la plajă, etc, etc, da? Doar am nevoie doar de oameni serioși și eu garantez succesul și nu că zic și eu acolo garantez ca să vă atrag, ci sau ca la campanie electorală mint, vă demonstrez că se poate prin analizele pe care le fac în fiecare zi pe grupul meu privat de mentorat. Deci programați-vă și apropo pentru această lună mai am, sunt libere doar 10 locuri și uh, în programul meu și evident că primul venit este și primul servit. Bun, v-am arătat ce va face Binance cam așa ar fi uh, coin evident dar nu platforma ci moneda și evident că undeva din această zonă hai să vă și arăt prețul va coborâ Punem culoarea roșie pentru că, nu așa, prețul coboară și la coborârea este culoarea roșie și la urcare este verde. Da? Aproximativ le pun, totul se calculează pas cu pas pe măsură ce se finalizează valurile. Pot să spun cu aproximație unde coboară, unde se va opri valuri, dar cumva, mare atenție, spre sfârșitul anului, dacă prețul merge pe această direcție, să fiți atenți la o potențială mare cădere. De ce? Pentru că prețul a urcat de la 240 de dolari, se va duce spre 800 și ceva, da? Și evident că vor fi marcări mari de profit la finalul acestui val impulsiv, la finalul acestui trend ascendent, dragii mei. Și să nu vă treziți, cum am pățit eu în 2007, că neștiind analiză tehnică, am intrat și pe vârf, aveam un profit frumos, inclusiv banii mei, care au mulți. Și evident, era, era vorba de, banc, de bursa de valori București, da? Nu era criptul atunci în România. Și m-am trezit că prețul cădea, 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 cădea banii, am pierdut și profitul care îl aveam, am început să pierd bani din cont, bani din cont, bani din cont, bani din cont mă zgâriam toate alea da? și am sunat burocul frate ce se întâmplă răduc nicio problemă, este o corecție pe atunci va reveni și și-a revenit din părți pentru că am marcat vreo 78% pierdere și era o sumă foarte mare pe acea vreme și de atunci m-am uh, lecuit să mai ascult pe cineva da și am învățat singur el analiză tehnică și știu întotdeauna ce să fac și cum să fac și îmi învăț elevii mei, membrii mei din program același lucru, așa că, dar până aici va, mai vedem, da, nu visați la caibe pe că țineți acum cumpărați Binance sau Bitcoin și va crește la stele la lună, că o să vedeți că nu este chiar așa și am avut dreptate când în 2022 cineva mare breaz de pe YouTube, pe un canal de cripto, da, spunea că va, Bitcoin va ajunge la 200 și ceva, vine Răducu și spune că va codea la 15.000 de dolari și evident că am avut dreptate, se poate vedea videoul de pe 3 martie 2022 pe acest canal. Bun. Dar până, până va ajunge această criptomonedă pe la vreo 800 și ceva, mai avem pâine de mâncat și de așa crește mari și frumoși și la pungă groși, da? Deci, pe, cam așa văd evoluția pe acest an, pe această criptomonedă. Și, a, ce vreau să vă mai spun, uitați-mi, vă invit, dragii mei, să intrați, dacă aveți cont pe Facebook, să intrați pe acest grup, îl aveți linkul în comentarii, pentru că aici fac uh, analize zilnice, în special grafice, evident că mi-a 5 secunde, dar uh, sunt alt tip de analize care sunt, uh, uh, să spunem așa, uh, fac parte din cadrul programului meu de mentorat. Evident că nu arăt tot ce uh, predau acolo, ci doar ghilimele vă dau pe la nas. <coughs> dar fac foarte multe analize, și aici. Evident că și acest uh, grup este gratuit. Puteți să intrați oricând și uh, cam asta ar fi, mi-au -am adus aminte. Hai să vedem ce a făcut prietenul nostru Bitcoin de la ultima mea analiză, de la ultimul meu video. Hopa! Ce a făcut Bitcoin? Nu? Ce a spus Răducu? Ce a spus Răducu? Boom, Ia uite-l! Bum! A crescut. Da? Analiza tehnică este puterea, dragii mei. Nu aveți ce căuta în piață, fie că ești trader, fie că ești investitor. Dacă nu cunoști analiza tehnică, nu știi când să intri și când să ieși din piață. Pentru a câștiga sume din ce în ce mai mari de bani, fie din trading, fie din investiții. Acum, serios, dacă ai câștiga 550, 100, 200 de dolari pe zi din cripto, pică rău, da? Oare câștigi mai mult decât dacă muncești, te trezi dimineața, da? Mergi la serviciu, obosit, te mai puncte, puncte, șeful, colegii, etc. Da? adio o concedie, adio o relaxare când vrea mușchiul tău, așa că eu vă sfătuiesc să, măcar să ne întâlnim gratuit pe la o consultanță să vedem dacă ești potrivit, evident, pentru programul meu și, evident, vă rog să fiți foarte uh, determinați și hotărâți să muncim. Ia uitați aici un mini-patent de, cum uh, se cheamă, Held and Shoulders care, printre altele, vă de amură în gură această creștere, da, e face parte din analiza tehnică clasică, da, dar uitați ce frumos și evident că mă aștept la un long, hai să vedem, o secundă să anulez așa, hai să vedem ce face prințesica noastră, Ethereum, cum place mie să-i spun, și finalizăm acest video. Ethereum, am spus că, teoretic, nu are avea voie să scadă sub acest val Y, în patru, adică de la prețul o secundă să pun jucărica asta aici. Da, a fost mai puturoasă decât, uh, nu s-a trezit din somn, <gângânt> decât Bitcoinul, eu zic regele și regina. Am în două criptomonede dețin cam 58-60% din piață. Da, Bitcoinul e regele, prințesa sau regina este Ethereum. Așa îmi place mie să le Observați că mai avem aici o linie de trend care prețul a ricoșat, nu a reușit. Prețul ca și pe Binance se află în ghilimele la uh, somn, se află într-o zonă în care nu a putut să iasă. Ce putem să facem noi când să intrăm în piață? Vă recomand să așteptați ca prețul să spargă linia de trend de la 32636 ce-o pe undeva și de aici, bum, urmărim să intrăm să mergem pe valul 5, care s-a ocultat, iată unde era, îl coborăm mai așa, da, va trece și vom vedea, dragii mei, undeva pe la 4500, ne mai auzim când Ethereum va trece. Dar, repet, nu intrăm orbește în piață, nu intrăm că spune Vasilică, popică, Vă o las după unul altul de pe uh, YouTube, ci așteptăm confirmări clare de schimbare de tren și semnale clare de intrare. da. Și acest lucru, repet, vă învăț să, uh, să faceți acest lucru. da. Știu că în România pe ultimul loc la educație financiară, dar nu uitați ce spunea Benjamin Franklin, cei mai deștepți investesc în ei însăși și evident că acest program necesită și el o investiție dar dacă ești hotărât, determinat și îți place foarte mult să îți vei scoate foarte ușor bani dragii mei, cam aceasta a fost și analiza pentru această seară târzie, da? 10.30 și 1 nu contează ce vă spun decât vă doresc o seară frumoasă, weekend plăcut și nu uitați, mai am 10 locuri libere până la finalul, la finalul lunii. Această, acest anunț l-am postat și pe Facebook și pe grupuri și pe cele 4 canale de YouTube. Nu accept decât 10 și, pardon, 9, uite, 9. Da, tocmai cineva s-a înscris astăzi, uite cum de-am omis. Încă 9 oameni, primul venit, primul servit. Da? Nu uitați să vă scrieți pe acest grup de Facebook dacă aveți canal și evident dacă doriți vă invit sau vă rog să dați un like la acest video dacă v-a plăcut. Dacă sunteți noi pe acest canal aveți un buton abonează, dați click pe el și apoi pe clopoțel, scrieți-mi în comentarii ce mai faceți și dacă sunteți, sunteți trader, investitori ce vă atrage, ce nu vă atrage, ce vă place, ce nu vă place etc să dialogăm frumos, vă doresc toate cele foarte bune și evident că mă gândesc ce să vă mai analizez la următorul video. Toate cele bune, dragilor!